dintre dumneavoastră, cred că sunt o persoană cunoscută, dar asta nu înseamnă că nu veți fi mai blânzi așa cu mine, pentru că între timp de când mai exercit o funcție publică, m-am dezobișnuit cu atâta atenție și concentrarea mass media. E cu totul altceva în sala de judecată și vă rog să mă iertați unele emoții pe care eu le apreciez ca fiind inerent. Forța civică, filiala Olt, s-a înființat acum aproximativ vreo 6 săptămâni. Așa cum știți și dumneavoastră, în județul Olt a existat anterior un partid cu această titulatură, partid care ulterior la nivel central a fuzionat sub formațiunea condusă de domnul președinte Mihai Răzvan Ungureanu, actualmente fiind forța civică. Vreau să vă prezint pentru început câteva considerații care țin de organizarea la nivel central. Ieri am participat la ședința Colegiului Director care a avut loc la București. Vă pot spune faptul că la nivel național Forța Civică va avea un număr de 35 de candidați, 18 pentru funcția de deputat și 17 pentru funcția de senator. Vor candida pe colegiile sau vor candida împreună sub sigla Alianța România Dreaptă. La nivelul județului Olt nu avem niciun post sau să zic candidat al Forței Civice. Și în aceste condiții vom sprijini colegii noștri din Alianță, fie că se numesc PDL, PNCCD sau cine va depune candidaturi din partea României, din partea Alianței România Dreaptă. Vreau să vă spun că vom sprijini cu loialitate aliații noștri, dar asta nu înseamnă că nu vom încerca ca prin oamenii noștri, prin programul nostru de alternativă de guvernare, să nu ne impunem punctul de vedere. Vom fi loiali, dar nu vasali, și vom face tot ce ține de noi ca rezultatul alegerilor din 9 decembrie să fie favorabil Alianței. La nivel județean, așa cum spuneam, este un partid nou. Avem un număr aproximativ de 300 de membri. Suntem în faza de structurare și dezvoltare a organizației. Sperăm noi ca numărul de membri să crească cât mai mult, cel puțin până în data de 9. Pentru că după data de 9, când zicem noi că vom fi la guvernare, se va pune într-un alt mod problema acestor membri. În aceste momente apreciez eu că se văd oamenii de caracter, oamenii puternici și oamenii care știu ce vor. Nu trebuie să fii neapărat la putere ca să zici că vrei să aderi la un partid. E vorba de conștiință, e vorba de onoare, de demnitate. Sunt momente în care la greu se văd oamenii care într-adevăr sunt alături cu tot ce au ei mai bun față de un anumit partid. De ce există Forța Civică și de ce am considerat și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor mei că se impunea apariția acestei formațiuni politice? În primul rând vreau să vă spun faptul că ceea ce s-a întâmplat în vara acestui an a fost un puternic semnal de alarmă pentru democrația din România, pentru statul de drept. Marea majoritate a membrilor noștri de partid sunt oameni care nu au făcut politică, sunt oameni care sunt competenți și profesioniști în domeniile lor de activitate și sunt oameni cărora vara care a trecut, mai precis ceea ce s-a întâmplat la referendum, le-a ridicat mari semne de întrebare. Ori
Într-o societate trebuie să existe întotdeauna niște principii, niște valori, niște reguli care trebuie respectate. Nu vă spun faptul că pentru mine, cel puțin, ceea ce m-a determinat a fost faptul că parcă se reîntorc timpurile de dinainte de 2005, unde PSD-ul, așa cum a fost el totdeauna, cred că are în ADN-ului partidul stat. Ori ăsta este un lucru extrem de periculos și este bine ca pe eșichierul politic să existe partide care au o altă viziune, care pentru ele cel puțin sau pentru membrii lor, principii precum statul de drept, libertatea justiției, libertatea presei, proprietatea, sunt valori pentru care merită să lupte. Aceste principii sunt generale pentru toți membrii noștri, care, așa cum v-a spus, mare parte dintre ei, cea mai mare, nu au nicio funcție publică, nu lucrează la stat, sunt oameni care pot să gândească liber și sunt oameni care pot transmite idei. În al doilea rând, nu trebuie să omitem faptul că în ultimile luni, sau mai precis, chiar de când au preluat guvernarea, Alianța USR nu a guvernat, nu a produs nimic. Cred, din punctul meu de vedere, care am servit sub 4 guverne, pot să spun că au dat dovadă de o înfiorătoare incompetență. Vă rog să observați că absolut niciun domeniu al vieții sociale nu a fost în niciun fel reglementat, nu s-a încercat absolut nimic, nu a fost formulată nicio politică publică, totul a mers într-o luptă politică oarbă, luptă pe care au ales-o, pentru că nu au soluții. Din punctul nostru de vedere, țara nu poate rămâne și nu poate fi guvernată de această alianță care nu are niciun fel de soluție. Dacă ne gândim foarte bine, ne aducem aminte că ceea ce a mai apărut prin presă a fost faptul că trebuia eventual să ne părăm vecinul că realizează venituri, trebuia să, nu știu ce să spunem despre că reîntregirea salariilor, bani lăsați de guvernul Mihai Răzvan Ungureanu în rezerva bugetară, nici aia măcar nu au fost gestionați cum trebuie și n-au fost alocați. Să nu mai vorbim despre dezastru care a existat și există în agricultură, în sănătate, în administrație, unde incompetența, cred că, nu a atins niciodată asemenea cote. În al treilea rând, partidul acesta s-a născut în generozitate, ca și la port aici la noi. Fiecare dintre noi avem profesor, putem să facem oricând, orice altceva. Dar din timpul nostru liber, din resursele noastre, am ales să ne facem un partid, să ne strângem, pentru că și partidul, până la urmă, la fel funcționează. Este un contract de la care părțile aderă, dacă vor sau nu. Ne-am adunat pentru că am considerat că suntem oameni responsabili, suntem oameni care gândim nu neapărat pe termen scurt, nu numai pentru noi, este vorba de viitorul copiilor noștri, nepoților noștri și am mai apreciat că este nevoie și de bun simț, pentru că nu tot timpul politica care s-a făcut până acum a dat cei mai buni oameni sau cei mai buni reprezentanți. Nu avem pretenția să spunem că vom obține cine știe ce rezultat, dar am convingerea fermă că împreună cu aliații noștri, așa cum am spus, după data de 9 decembrie, vom fi în măsură să asigurăm o bună guvernare a României. În aceeași ordine de idei vreau să adaug faptul că pe toată perioada campaniei electorale vom asigura în limita posibilităților noastre suport logistic și mai ales uman partenerilor noștri. Suntem deschiși absolut la orice colaborare cu aceștia și, cum vă spuneam, scopul
nostru în acest moment este unul comun, și anume să guvernăm după 9 decembrie. Nu văd un impediment faptul că în acest moment Forța Civică nu are candidați la județul Olt pentru Camera Deputaților sau pentru Senat. Sunt lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt normale, alții i-au deranjat, nu intru în polemică, dar mi se pare normal că atunci când ești un partid nou, să-ți recunoști anumite limite, să ți le însușești și să gândești și în termenii în care la resursele care le ai, la perioada scurtă care o ai în față, să maximizezi ceea ce ai. Ori, din acest punct de vedere, nu cred că județul Olt, să spun așa, ar putea fi un județ eminament de dreapta. La fel nu cred că județul Olt poate fi în proporție de 80% un județ socialist. Șansa noastră, cred eu, că există în electoratul urban, există la populația tânără, există la întreprinzători și eu zic că vom obține și noi un scor cel puțin egal cu media națională a Alianței. Cam atât a fost prezentarea mea generală. Acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări... Am eu o întrebare. Dacă tot sunteți în alianță cu cei din PDL, nu știu dacă PNZCD, știu că da, există și acest partid, acest aliat al nostru. De ce separați, totuși, în aceste apariții publice? Pentru că nu a început campania. Astăzi va avea și o conferință a PDL. Nu a început campania electorală și odată cu debutul campaniei electorale ne vom sincroniza aceste acțiuni și vom participa împreună la întâlnirile cu mass media. Și încă o întrebare, doar atât mai am o întrebare. De ce nu aveți candidat? Nu avem candidat la Olt, v-am spus, din următoarele considerente. Fiind un partid nou înființat, noi candidăm pe colegile la nivel național vorbesc, pe care l-am stabilit împreună cu Partidul Democrat Liberal. Ori, după 6 săptămâni se emis pretenții de a avea candidat pe fiecare colegiu din fiecare județ, este mult. S-a apreciat, probabil, că colegiile care pot fi date Partidului Forța Civică au fost negociate împreună cu Partidul Democrat Liberal, sunt în marea lor majoritate, nu v-a spus faptul, în județele din Ardeal și Moldova. Pentru mine, nu este motiv de supărare și nu înseamnă că noi vom fi demobilizați, că nu avem un candidat. Scopul nostru este ca Alianța România Dreaptă să formeze guvern. Nu avem interese de moment să scoatem deputat sau senator la urmă. Viața merge înainte. De altfel, vreau să vă spun că acest partid, Forța Civică, are un obiectiv tactic pe termen scurt, care înseamnă 9 decembrie, data alegerilor parlamentare, este un obiectiv de etapă. Pentru noi, lumea nu începe și se sfârșește pe 9 decembrie. Obiectivul nostru strategic îl reprezintă alegerile prezidențiale din 2014. Participăm la alegerile parlamentare, ne susținem aliații, dar obiectivul strategic este 2014. Domnul președinte, bună ziua, să stăm președintele partidului. Din moment ce vorbesc. Da. Aș fi vrut să reprezentați și colegii dumneavoastră care se află aici de față și o să facem după ce vă spun cea de-a doua întrebare, dacă infirmați sau confirmați faptul că Otto Popescu, Roxana Dragomir, George Dumitrescu și sunt la acest partid sau nu? Dacă îmi dați voie, aș începe cu răspunsul la cea de-a doua întrebare. Nu pot să vă confirm faptul că sunt în acest partid. Dacă eram în acest partid, probabil că erau prezenți aici. Nu pot să infirm nici faptul că poate mai târziu vor veni în acest partid. Dar ceea ce vă pot spune e faptul că nu
voi trage de nimeni ca să vină în acest partid. Atâta timp cât se știe de existența partidului, știu faptul că sunt investit în calitatea asta până în februarie ca președinte interimar, oricine poate să vină să scrie în acest partid. Inclusiv satelinții noștri, dacă dumneavoastră a spus că aveți oameni noi care n-au făcut obiectul... Partidele sunt structurii deschise oricărei persoane care aderă la un set de principii și valori. Nu aș putea pe nimeni să împiedic să scrie într-un partid, dacă o face din propria convingere și, bineînțeles, nu te-ai înscris și vrei vicepreședinte, vrei deputat sau senator. Așa cum am spus, pe termen lung plădim partidul și nu neapărat până în 9 decembrie. Cine are interese de moment sau astea, probabil că în momentul ăsta stă și analizează, gândește. Ori noi suntem constituiți, cel puțin aici la Olt, pentru o viziune și o strategie pe termen lung. Bun. Cine vine, e bine primit. Și prima întrebare? A doua întrebare. Poftiți? Da, să iau de domnul, știți, Constantin Constantinescu, trezorierul partidului, da? Doamna Alexandru, președinte organizației femei, domnul de la membru, de la Răgăneștor, domnul Dobrescu, îl știți tot așa, avocat, Oana, colega mea, secretar general, Dobrescu Constantin. După ora, la ora 3:30, și-am uitat, să mă scuz, Simoiu Florin, colegul meu. La ora 3:30, oricum, avem ședința biroului permanent județean. Poftiți? Da, aveți ședința și? Da. Vor fi prezenți toți membrii, am vrut să spun. Nu. Biroul permanent județean, acum, fiind spațiu mai restrâns, n-am putut să invit tot biroul permanent județean, pentru că vă ocupau locurile dumneavoastră. Toleranți, ca rezultat al faptului că nu se poate să ne spună că nu ne place de voi. Nu ne place, dar în mod voala vă spunem și prin prisma fondurilor care ar trebui să le primiți de la Uniunea Europeană. Și dumneavoastră vă dați seama, sunteți intelectual toți și cu o anumită răspundere pe plan social. Presa întotdeauna este a patra forță politică în stat, chiar dacă puterile care s-au perindat n-au recunoscut-o. Forța politică? Forța presei, vreau să spun. Ați zis forță politică. Și mă gândeam că n-am avut niciodată adeziune la un partid și mă întrebam Dar are și un mare păcat presa. În general, nu dumneavoastră și nu. Că este partinică și nu este obiectivă. Așa fac și posturile de televiziune, așa fac și ziarele. S-au împărțit în funcție de interesele patronilor, care în funcție de interesele lor personale sau de grup, direcționează și, să zicem așa, subiectele pe care se dezbat. Dar pentru atunci ar trebui să avem bani de la bugetul de stat și nu mai fie problema asta. Cred că nu e numai asta pe problemă. Ar fi un control total atunci. Da. Apropo, vă propun, dacă sunt de acord cu discuție pe tema asta, politică și presă. Sau dacă dumneavoastră organizați, apreciați, particip cu mare plăcere. Da, cea de la Olt este foarte partinică, numai pe o parte. Este limpede. Depinde acum, unde crește balanța, poate? Dacă asta este singura rațiune a presei. Aveți dreptate. Bine, dacă din cauza presei nu mergi pe voia România. Pentru că sunteți formatori de opinie. Nu vorbim de dumneavoastră, vorbim de problema de principii. Formatori de opinie. Și un post de televiziune, un ziar, mai mare sau mai mic, este citit, se adresează maselor. Ei vor să fie direcționați ca măsura, când sunt odată la 4 ani întrebați cu cine să voteze, să știe pentru ce. Dar la urmă, acesta, că eu citesc presa locală, aș vrea să văd o atitudine mai tranșantă legat de realitățile obiective. N-ați criticat... Bănuiesc că n-ați citit toată presa. N-ați criticat transeismul politic care e atât de evident și care e atât de dezgustător în ochii unui om care are coloană vertebrală. Ei vor, cu orice preț, să fie la putere tot timpul. Și din cauza asta fug dintr-un partid într-altul ca șobolani, dintr-o corabie care este la nec. Dar acest lucru este nedemn pentru unul, chiar dacă el este în fruntea unei urme. Ce-i spunea domnului Pandu, când am venit? Venit.
mulțumim pentru... Și eu vă mulțumesc. Ne mai întâlnim. Cu siguranță.